eu nu cad în extreme. Adică indicații forțată sau lipsa indicației. Apendicita acută încă rămâne, da, o afecțiune chirurgicală. Știți? E foarte important lucrul ăsta. Apropo de paraziți, cum am spus, da? Da. Și cu apendicele. Deci apendicele, el se varsă în ceva. Dacă vine ceva și îi blochează acolo unde se varsă, și el secretă un suc. Da, și se mărește în volum. Se mărește în volum și face apendicită, ca și la... Așa se face apendicită. Prin... Care mi-a plăcut chirurgia, da? Domnule profesor, doctor? E, medicina, e frumos. Medicina mi-a plăcut foarte mult. Adică totul este logic, nu e... Da. Da. Și, spre exemplu, noi mâncăm foarte multe fructe de astea cu sâmburi. Așa. Un sâmbure de ăla se poate bloca acolo. Am auzit cu un sâmbure de măslină. Nu, măslina e cam mare. E cam mare. Deci am ghițit. Dar noi mâncăm struguri. Au sâmburii mici. Chiar care... și sâmburii de struguri? Da, dar mâncăm tot felul de fructe care au... Da. Noi trebuie să fii ghinionist tare să ajungă un sâmbure acolo. Acum, să știți că există foarte multe asocieri. Spre exemplu, este o asociere care se cheamă triada Lucent. Așa. Care are așa, litiază veziculară, despre ce vorbim noi azi, diverticulită de colon și hernie hiatală. Trei boli care se asociază la același bolnav. Asta de colon ce era? Diverticuloză. Și ce înseamnă? Care dă diverticulit. Adică niște pungi atașate colonului. Da. Înțelegeți? În care peretele colonului mai subțire și care poate perfora. Deci noi n-aveam diverticulită înainte. Mâncam fasole, nu știu ce, mâncam mămăligă. Această diverticulită produce și dureri? Produce pastor cu perforații. Și o perforație de colon poate să fie fatală. O peritonită stercorală de asta fecaloide poate să fie. Eu când m-am dus prima dată în Belgia, mi-a arătat un bolnav, și mă întrebe și pe mine, de politețe, care venise cu abdomen acut. Uh-huh. Adică avea durere, avea apărare musculară și avea pneumoperitoneu. Mm-hmm. Adică aer sub diafragm, care iese dintr-un organ cavitar. Deci când ai așa ceva, ai o perforație de organ cavitar. Doamna respectivă era din Algeria și venită recent la Bruxelles. Da? Ei, obișnuiți, o durea, bineînțeles, peste tot. Mm-hmm. Cel mai tare o durea și în stânga. Da? Unde este cotul? Da, asta e 91-92. Da, unde e cotul ăla, colonul. Da. Ei având frecvent, noi n-am avut, eu până atunci n-am văzut perforații de diverticul. Și aveam și eu vreo 20 de ani de practică. Medicină, da? Eu am pus mâna pe ea și am văzut și am spus că are ulcer perforat. Și nu o să poate. La noi nu există așa. Și o deschid, era înainte, era 90, anul 90 era, da. Așa. Și o deschis-o jos, adică de la umbilic în jos. Să caute, colonul era normal, avea ulcer perforat. Și bun, cu ulcer perforat nu ai anemie majoră, Nu. Deci bolile seamănă. Când ai contractură peste tot, nu prea mai, dar trebuie să vorbești, să-ți dai seama de unde a plecat durerea și te uiți la bolnav și vezi de unde vine. Noi aveam foarte mult ulcer atunci. Eram nemâncați, aveam ulcer la greu. Știți, operam, în fiecare zi operam câte un ulcer. În fiecare zi. Da. Da? Vedeți ce revoluții, da? Noi operam ulcerul când, de fapt, ulcerul se tratează medical. Ulcerul e dat de o bacterie pe care nu știam atunci. Helicobacter. Pylori. Da. Ei, vedeți că astea sunt. Conceptele sunt... Dar un helicobacter pylori, pe care l-ai avut ani în urmă. Da. Din apă. Luat din apă. Din apă, din orice. Da. E posibil să-ți dea un cancer... Da, da. După 10, 20, 30 de ani, chiar dacă tu l-ai tratat? Dacă l-ai tratat și a dispărut. Dacă l-ai tratat medicamentos dacă l-ai și tratat. Nu ți-a mai apărut. Și nu mai ești reinfestat, cum ar veni. Așa. Da? Nu se întâmplă nimic. Dar o infecție cu helicobacter care stă de ani de zile este unul din factorii carcinogeni pentru cancerul gastric. Eu am observat, nu numai pentru, limfoamele au frecvent. Ulcerul perforat are 92% helicobacter pylori. Deci dacă noi astăzi la ulcerul perforat îi suturăm laparoscopic perforația și îi căutăm helicobacterii pozitiv, îl tratăm de helicobacter și îi dăm inhibitor de pompă de IPP, de pompă de proton, ăla se vindică. Dar înainte scoteam stomacul. Poți avea ulcer gastric
Da. Fără Helicobacter pylori? Poți, poți, poți. Toate bolile sunt multifactoriale, adică intervin mai mulți factori. Factori care țin de organismul nostru, care sunt neschimbabili, cum am zis, da. Da? Care îi moștenim, da. Și factori de mediu. Da. Sau stresul. Ei, factorii de mediu sunt cei care precipită. Da? Ei, când se întâlnesc mai mulți factori, deci fiind complex, adică patogenia este multifactorială, sunt foarte mulți factori. Pe unii îi cunoaște, pe unii nu îi cunoaște. Cum era cu Helicobacter. Da. Chestii trăite de noi în viața asta. Așa. Atunci apare boala. Deci nu e simplu. Lucrurile sunt foarte complexe și complicate. Iar ce știm noi astăzi, mâine se va modifica. Cu o viteză... Categoric. Categoric. Drept dovadă ce a de aici fost doctorul pandemia, trebuie să aceasta. Învețe continuu. Este singura specialitate în care în fiecare an tu trebuie să ai o patalama la mână că ți-ai făcut educația medicală continuă. Adică participări la congrese, la cursuri, la, da? Când ai asta, îți dă. Altfel nu. Eu, la vârsta asta, care așa, mă duc la colegiul medic, le arăt ce am făcut și îmi dă patalamaua. Domnule profesor, doctor, noastră, ați operat mii de cazuri, ați salvat, nu mii, zeci de mii, cred că, de nu, vieți. Nu poți. Adică... Nu poți, știi, nu? Ai, la 20 de mii poți să ajungi, dar greu, tare. Deci eu am operat 50 de ani. 50 de ani de împărțiți 20 de mii la 50, câte operații e? Trebuie să faci pe aia, nu poți să, adică nu operezi chiar în fiecare zi. Da. Și nici nu e bine să operezi în fiecare zi. Că bolnavii operați trebuie și îngrijiți. Categoric. Știți? Categoric. Asta. Domnule profesor, doctor... Și nu trebuie exagerat. Nu tot trebuie ce e mult, nu e bun. Da. Da. Inclusiv mâncarea. Așa tot depinde de doză. Da, și mai ales în aceste deci, afecțiuni... Deci știți că sunt substanțe care în doze foarte mică sunt benefice da. Și în doze mari sunt otravă. Aici intră și alcoolul. Aici vreau să spun că alcoolul și tocmai pentru că ne apropiem de aceste da. Sărbători, cum ați spus și dumneavoastră, trebuie care prudenț. Excesele prudenț. Culinare, sunt alcoolul, frumoase tradițiile noastre, să știți. Gustoase mâncărurile, da. Sunt foarte bune. Deci străinii când vin la noi mănâncă de rup. Da. Să-i vedeți cum mănâncă acasă. Și ajung nupul. Nu, n-au timp să ajungă. Când sunt acasă, așa... Ciugulesc. Da, da, da. Mai ales da. În Franța se mănâncă așa, în cantități. Da. Eu când am ajuns în Franța eram copil și feliuța de pâine era atât da. Și tot da. Era foarte mic, mă uitam, zic, oare o să mă satur. Dar au un sistem de sănătate fantastic. Da, așa fantastic. Este. Știți așa că este. Și deci bolnavii, dacă făceau apel la taxi să-i ducă la spital, casa de contat taxiul. La noi pacientul conduce singur până la spital. Da. Domnule profesor, doctor Eugen Târcoveanu, o plăcere, repet, să stau de vorbă cu dumneavoastră, să discutăm toate aceste lucruri și simt că n-am discutat nici măcar 5% da. Față da. De frumos, ce da. Ar trebui să vorbim. Medicina asta este foarte frumoasă. Foarte frumoasă și mi-aș dori pe viitor să vorbim un pic despre apendice. Da. Da. Despre circuitele astea care se formează, despre neoplasmele din zona aceasta. Sunt din ce în ce mai frecvent. Da. De nefericire, știți? Da, da. Dar se fac progrese, să știți, se fac progrese. Mă uit eu la IRO, da? Au avut acum o conferință despre oncologie, care a început timid. Cu noi, la Spiridon, acolo câțiva oameni, știți? Ei, acum a devenit conferință națională. Toată lumea vine în noiembrie la Iași să discute probleme de oncologie. Deci în noiembrie a fost acum, această întâlnire, da? A fost conferul. Care... Și au prezentat cei de la IRO o statistică, adică o statistică în timp. Da? Că noi în trecut, știți că un cancer are 4 stadii. Da. 1, 2, 3, 4. 4 e finalul. Da? 4 când ai metastaze, 3 când ai ganglion, 1 când nu-l vezi și 1 când e mititel. 2 da? Când e mititel. 2 când e mititel. E, noi, majoritatea operațiilor care le făceam pentru cancer gastric, spre exemplu, da? Nu era un 1, nu era un 2, era un 3 și un 4. Dar deja... Da. De aia aveam rezultatele care le aveam. Ei, acum, pe statisticile lor, 4 e mai puțin, da? 3 a scăzut și 2 a crescut. Deci oamenii au început să fie conștienți, da. Să meargă, sau, să da, prevină sau, bolile, da, să da, se să caute, investigheze. Să zicem, da. Da. Foarte bine da. Și noi asta rămâneam ne dorim uimiți, și spre noi. Exemplu, la japonezi. Ei aveau niște rezultate post-operatoare, supraviețuri la 5 ani, care erau fabuloase. Nu-ți venea să crezi că sunt reale. Da.
Dar ei ce făcuseră? Fiind incidență mare de cancer, toată populația, de la o anumită vârstă, îi făcea endoscopii. Uh-huh. Și așa descopereau. Da? Da. Și așa se explic. Acum să știți că și boala asta, vedeți că litiază la noi așa, în Asia e altfel, în Chile e altfel. Da. Are particularități.